Vrem să abordăm astăzi un subiect puțin mai delicat. Odată cu încheierea istoriei acestui pământ, la revenirea Domnului Isus Hristos, în Cartea Apocalipsei ne se spune că fiecare își va primi răsplata după faptele sale. Din o lecturare a ultimelor capitole din Cartea Apocalipsei, vedem că o parte din locuitorii planetei sunt înălțați la cer și pleacă cu Domnul Hristos, ceilalți de pe planeta Pământ Trecând în neființă, și numește Apostolul Ioan lucrul acesta, că fiecare va primi răsplata după faptele lui. Există o perioadă de 1000 de ani de lipsă de activitate pe planeta Pământ, iar după această 1000 de ani sunt aduși la viață toți locuitorii planetei Pământ care au existat vreodată pe această planetă, mai puțin cei care au fost înălțați odată cu Domnul Isus Hristos. Dacă toți aceștia și-au primit răsplata după faptele lor, ce rost mai are ca să mai fie încă o dată aduși la viață? Care este rostul acestei învieri și acestei perioade de după o mie de ani în care oamenii vor trebui să suporte noi consecințe ale răzvătirilor? Înainte de toate, hai să stabilim și să clarificăm termenii, pentru că din lipsa de folosire corectă a expresiilor din Apocalips decurge și proasta înțelegere a acestei acțiuni a lui Dumnezeu de a chema la viață pe toți locuitorii Planetei Pământ încă o dată. În limbajul uman, noi numim ceea ce ni se întâmplă nouă la sfârșitul vieții moarte. În realitate, acest lucru este numit de scriptură somn. Trecerea la odihnă. Este prima moarte. Când spunem trecere la odihnă, este o expresie peiorativă în limbajul nostru. Când cineva trece la odihnă, la revedere. A murit și a dispărut din lumea noastră. Și noi numim așa ceva în limbajul normal al expresiei moarte. Fratele Cutare a murit. Domnul X a murit. Anul trecut a murit președintele Țării Y. Nu? Asta este limbajul. Dar nu este o realitate. Aceasta nu este de dispariție pentru totdeauna. Nu este ceea ce uh, poeții sau uh, autorii de literatură numesc somnul de veci. Nu este așa ceva. Este o simplă încetare pentru o perioadă de timp, da, temporală, a vieții. Atât este. Nu este nimic altceva. Pe planeta Pământ, în acest moment, n-a murit nimeni. De moartea aia din care nu te mai întorci, vreau să spun. Și de asta spun că este bine să clarificăm expresiile ca să știm la ce ne referim. Și discutând în contextul marii controverse, termenii corecți sunt treziți din somn. Toată omenirea care a dispărut de pe planetă la ora asta, deocamdată se odihnește. Este într-un somn, să zicem. Deci expresia nu ne vom mai vedea niciodată nu e valabilă. Nu e valabilă. Deocamdată. Nu e valabilă nu există la revedere și adio pentru totdeauna, cum se scrie pe cruci la cimitir. Adio cu tare, prietene, drag. Nu este adio. Ne vom vedea. Doar la revedere. Este un simplu pentru moment la revedere. Sau pe curând. Pe curând. Este pe curând, atât. De aceea nici nu e cazul să uh, deplângem momentul în disperare. Uh, poate știind sau neavând încredere în cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă. Dar nu ar trebui să fie așa. Dar, bun, nu asta este discuția noastră. Avem de-a face cu miliarde de ființe umane de pe planeta Pământ care, deocamdată, sunt în lipsă. Sunt într-un somn. Nu mai sunt active în viață. Dintre îngerii răzvrătiți, n-a murit nimeni. Ei toți sunt în viață. Ei nici măcar nu sunt într-un somn fiind de o altă ordine decât familia omenească, ei nu au nevoie să treacă la odihnă. La noi la odihnă se trece datorită faptului că după potop omenirea a stricat dramatic situația de pe planeta Pământ și nu mai pot rezista mai mult, de, se degenerează organismul și dispare. Dar la înger nu este așa. Ei sunt într-o activitate continuă. Da, 24 și... din 24, 7 zile pe săptămână. Da, și nu au nevoie de odihnă, nu au nevoie de alimentație, nu au nevoie de nimic. Sunt altfel de ființe. Dar noi, oamenii, suntem în situația aceasta, când avem nevoie de somn. Nimeni nu a murit. Moarte în sensul corect al cuvântului, în discuția aceasta despre marea controversă, este atunci când cineva nu se mai întoarce niciodată de, din dispariție. Dispariția adio, la revedere pentru totdeauna, nu mai există nici măcar fișierele de rezervă, de backup, după care să poată fi recuperat dacă e nevoie. În acest moment, Dumnezeu are fi fișiere de backup pentru fiecare ființă creată. Astea sunt ceea ce noi numim, sau scriptura a numit în decursul timpului cărțile din cer, cărțile lui Dumnezeu, maniera în care Dumnezeu păstrează ființele în viață. Încă. Este o copie fidelă a ceea ce reprezint eu, stocată undeva. Pentru situații de urgență. Asta e situația de urgență, somnul. A intervenit somnul acesta, pe care noi îl numim moarte, prima moarte. Și Dumnezeu se asigură că există posibilitatea să ne recupereze din acea situație fără niciun fel de durere de cap. Bun. Odată cu revenirea lui Hristos, planeta Pământ este lăsată de capul ei. Cei patru îngeri din Apocalipsa 7 nu mai operează, și-au retras ambasadele, ca să spunem așa, și planeta Pământ este lăsată de capul ei așa cum și-a dorit. Ați vrut fără Dumnezeu, ați vrut să fiți lăsați în pace, lăsați-ne în pace cu Sfântul Israel, ok. Vi se împlinește dorința. Și Sorait spune că momentul revenirii lui Hristos găsește planeta Pământ cu toate națiunile încăierate una împotriva celelalte. Și mie nu mi-e greu să înțeleg lucrul ăsta. Astăzi, în momentul ăsta în care noi trăim, fiecare țară are o dispută cu vecinii ei. Fiecare țară are nemulțumiri și cereri și uh, pretenții. Dar nu sunt în posibilitatea de a porni un război împotriva lor. Pentru că foarte multe războaie au pornit pentru nimic. Pentru mici ambiții ale conducătorilor lor. Bineînțeles, stârniți de satana care avea interes să încaiere pe oameni și să nu se gândească la realitățile în care trăiesc. Dar motivele uh, uh, războielor sunt ridicole când privești în urmă și te uiți de ce a început primul război mondial, al doilea război mondial, celelalte războaie de 30 de ani, de 100 de ani. Uh, Europa numai mai încăierată a fost. De când se știe ea? nu Numai în încăierarea ținuto. Ei, Sorai spune că asta se va întâmpla la final, când Duhul Lui Dumnezeu se retrage și uh, nu mai există nicio uh, opreliște pentru pasiunile unei inimi despărțite de Dumnezeu, oamenii se vor încăiera între ei, națiunile între națiuni, va fi o permanentă încăierare care va duce la dispariția completă și totală a vieții de pe Planeta Pământ. Într-o expresie biblică, se vor ajuta unii pe alții să se nimicească. Exact. Fără exact. O intervenție din afară, din partea guvernării divine sub nicio formă. Dumnezeu este sub obligația să îi lase să demonstreze ce fel de civilizație înfloritoare pot ei produce fără Dumnezeu. Dacă se amestecă, satana câștigă bătălia pentru că zice, n-am fost lăsați să demonstrăm că se poate. Și Dumnezeu nu va face niciun cât mai mic gest ca să îi împiedice să își ducă la împlinire propriile proiecte și planuri. Nu se va întâmpla așa statuia aceea pe care o construiesc ei va, că, va, cădea lovită de o piatră care se va desprinde fără ajutorul vreunei mâini. Este rezultatul propriilor lor nebunii căderea acestui imperiu. Și acum se nimicesc toți cu desăvârșire și nimicirea asta eu cred că va veni din folosirea armelor pe care oamenii le-au la dispoziție acum. De ce spun asta? Marile puteri, Numesc aici Statele Unite, Rusia, China, Marea Britanie, Franța, Corea, uh, Corea de Nord, uh, Israel uh, și probabil că stis, uh, Pakistan, India, uh, toți au arme nucleare. Și fiecare se laudă cât de mare are butonul. Exact, exact. Uh, este uh, incredibil sau uh, de neacceptat că nu le vor folosi când începe Marea Încăierare. Chiar analiștii militari și politici spun acum că dacă începe un incident militar între marile puteri, imediat escaladează până la arme nucleare. Pentru că fiecare se teme ca nu cumva celălalt să folosească primul arme nucleare și el să aibă un dezavantaj. Și nu, nu se mai poate duce un război convențional. Vor trece automat la armamentul nuclear ca să-și asigure supraviețuirea. Este nebunia asta a, a supraviețuirii. De ce să, de ce să mor eu și ei să trăiască? Chiar și Statele Unite, dar Rusia, sigur, despre Statele Unite nu se știe foarte sigur, dar Rusia, sigur, a și declarat oficial, ei au o, un sistem de răspuns la lovituri cu arme nucleare numit perimetru sau mâna moartă. Ce este acesta? Este un sistem automat de declanșare a lansatoarelor de rachete nucleare intercontinentale fără o decizie umană. Ei spun așa, dacă suntem loviți printr-o prima lovitură de Statele Unite și dispare conducerea politică și militară a Rusiei din cauza acelei lovituri devastatoare, să nu rămânem fără răspuns. Adică să-i asigurăm că vor fi și ei distruși. Chiar dacă pe noi ne omoară într-o primă lovitură devastatoare care decapitează conducerea politică și militară a țării. Cu inteligența artificială. Da, o numim acum așa și o vor folosi, dar și până acum. Deci eu au avut-o în timpul când a fost Uniunea Sovietică. Simul. Că nu exista inteligență artificială. Ce exista? Era un sistem de senzori împărțit în pe toată suprafața Uniunii Sovietice, dar în special în punctele centrale care pot fi lovite de o armă nucleară, capitala, bazele strategice, orașele mari, centrele industriale, că într-un într atac nuclear acestea trebuie lovite. Nu lovești un teritoriu pustiu, câmpul cu păpușăi. Lovești ca să decapitezi națiunea în capacitatea ei de a răspunde militar sau nuclear. Și în toate aceste centre, ei au așezat diversi senzori uh, pentru radiații nucleare, pentru cutremur, pentru umiditate, pentru temperatură. Toți aceștia legați la un sistem computerizat care să atragă atenția că undeva pe teritoriul uh, Uniunii Sovietice a avut loc o deflagrație nucleară. Și când acești, uh, aceste programe de computer. Care primesc acest senzor și interpretează corect că a avut loc un atac nuclear. Dacă nu primesc un semnal de la ființe vii, de la oameni, că trebuie să stopeze operațiunea, ei declanșează uh, uh, armele nucleare care pornesc pe uh, direcțiile lor și uh, cu țintele precis aranjate din timp și își vor face datoria fără prezența vreunui om. Asta este mâna moartă. Deci, cel mai greu lucru să înțelegem este să. Apese unul pe buton, primul. Exact. După aceea, Nu se urmează mai poate nebunia. stopa nimic. Nu se mai poate stopa nimic. Că toate celelalte pornesc și fără voința umană. În caz că au fost loviți. Devastator. Da. Bun. Acum, omenirea pierde în felul acesta într-o mare încăierare și pământul rămâne în iarnă nucleară pentru o mie de ani. Doar așa se explică de ce trebuie să treacă o mie de ani până la revenirea Sfinților și a Lui Hristos pe planeta Pământ. Nu e posibil reapariția sau nu. repopularea planetei Pământ nu. cu ființe vii, cu oameni, datorită situațiilor climatice. Este iarnă nucleară. Totul este iradiat, nu se poate trăi. Nu se poate... Oamenii care vor fi în vor trebui hrăniți, vor trebui să aibă ce mânca și așa mai departe. Nu se poate în situația asta de devastare totală a planetei. Iar perioada aia, imediat de după mii de ani, e puțin, așa, în ceață interpretată, se crede că e o perioadă foarte scurtă, se întâmplă trei evenimente acolo și gata. Nu, no, nu, no, este redată scurt. E redată scurt. E redată scurt. Uh, va fi o perioadă destul de lungă și chiar nu este relevant timpul. Sigur. Poate să fie și 100 de ani. Care-i problema? Ce, cu ce se schimbă ceva? Nu se schimbă cu nimic. Oamenii spune uh, Sorait că Satana îi înarmează, îi pregătește de luptă, îi organizează în batalioane. Păi, bun, odată ce au înviat, nici nu s-au dumirit pe ce lume sunt și ce au de făcut. Oamenii ce trebuie să mănânce, trebuie. Deci se construiește un întreg sistem de sustenanță pentru poporul ăla. Ba eu chiar cred că Satana va veni atunci cu tehnologii noi, necunoscute și neînțelese de oameni, la care el are acces fără niciun fel de discuție că el cunoaște legile Universului și a operat cu ele. Să nu uităm, el este un. Heruvim Ocrotitor, care își făcea treburile în mijlocul pietrelor scânteitoare, spune profetul. Deci, cunoaște toate secretele Universului, felul cum funcționează, a regulilor și a legilor de interacțiune dintre energii și așa mai departe. Și va veni cu, cu niște soluții extraordinare și de alimentație, de produs în recolte și de cazare, de construit case și mai ales de construit arme noi. Și chiar și așa, cu toată tehnologia asta, super dotată, să-i spunem, nu se poate întâmpla peste noapte nimic. Sigur că da. Trebuie un timp. Sigur că da. E nevoie de un timp, dar timpul este irelevant din punctul meu de vedere, exact. Ce se va întâmpla da. atunci? Bun. În acel moment, Dumnezeu intervine în treburile planetei și cheamă la viață, după copiile din cer pe care le ține pe toți locuitorii planetei, fără să lipsească unul. Deci va fi o chemare la viața universală. E, obținem în acel moment pe planeta Pământ o situație incredibilă în care vor fi prezenți toți locuitorii Universului fără să lipsească nimeni. Ca niciodată până atunci. Ca niciodată până atunci. Nu lipsește nimeni. N-a murit nimeni. Toți sunt în viață. Și întrebarea noastră astăzi este de ce face treaba asta Dumnezeu? Că și-au primit răsplata odată. Odată ce oamenii au dispărut, la revedere, s-a uitat și Istoria lor uh, și-au primit răsplata pe care o meritau, care e moarte. Plata păcatul este moarte. De ce să nu-i lași uh, din somnul ăla să treacă direct în moarte? Ba mai mult, oamenii spun în Cartea Apocalipsei că uh, perioada de har sau harul pentru oameni se închide înainte de căderea celor șapte plăgi. Sigur. Deci nu se mai poate face nimic pentru ei în perioada asta? Nimic, absolut nimic. Nu mai poate fi câștigat nimeni. Pentru că uh, inima lor s-a împietrit atât de tare în fața luminii clar descoperite a ultimei generații, că asta face Dumnezeu cu mireasa lui Hristos. Aduce lumină clară pentru oricine să deosebească între Baal și Dumnezeu. Asta este Ezechiel 36 cu 23. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. E ochii aceia care privesc din ultima generație au văzut metoda lui Dumnezeu de mântuire și intervenția lui spectaculoasă și au zis nu, pentru ei nu se mai poate face nimic. Cu toate dovezile în față. Cu toate dovezile în față. Acum, întrebarea este, de ce Dumnezeu cheamă din nou la existență întreaga omenire, când era mult mai simplu și comod să-i lasă să treacă din somn direct în moarte, în moartea a doua. Adică să nu se mai trezească din somnul respectiv. Fără bucla asta de încă o dată la viață. Exact. Era mai ușor și pentru oamenii respectivi. De ce să se mai chinuiască o dată? Inutil. Că nu mai câștiga niciunul. Și mai ales când citim cam cum vor sfârși și a doua oară. Exact, exact. De ce a trebuit Dumnezeu să facă acest gest absolut uimitor? Iar eu spun că există motive extrem de serioase și concrete pentru care Dumnezeu nu numai că e bine că face așa ceva, eu spun că nu are încotro. Dumnezeu este sub obligația să facă anumite lucruri înainte să permită unui singur suflet să se scufunde în moartea a doua în moartea din care nu există întoarcere. Și exact în acest moment vreau să discutăm uh, puțin aceste motive. Ne întoarcem înainte de mii de ani. Istoria Planetei Pământ se încheie prin descoperirea scopului etern al Dumnezeu și acceptarea lui, prin pregătirea unui grup de oameni prin care Dumnezeu să se descopere în fața lor, ca să le facă o ultimă invitație locuitorilor Planetei Pământ în viață, de a accepta vindecarea promisă de el. Și o foarte mare majoritate vor spune nu aceste intervenții divine. Și vor alege sub influența bisericii, sub influența clerului, sub influența marilor conducători politici ai lumii, sub influența uh, factorilor de influență din lumea lor. De ce zilei de mâine. Exact, exact. Păcăliți, mințiți, în special păcăliți de apariția lui Satana ca fiind Hristos. Asta va fi o, o înșelătorie zdrobitoare. Cred că și aici și-a jucat cartea foarte bine. Se prezintă peste tot ca fiind un monstru cu coarne, coadă, ceva care, pe care dacă îl vezi noaptea, ți se ridică părul în vârful capului. Și așa s-a prezentat el sau a făcut omenirea să fie. Să fie înțeles, să fie văzut, când el, de fapt, se va prezenta, când va contraface revenirea Domnului Hristos într-un înger de lumină. Va apare ca Hristos. Numai că într-un mod strălucitor și impresionant, ca fiind un extraterestru. Pentru că Hristos este înțeles acum de locuitorii planetei și chiar de bisericile creștine, ca fiind Dumnezeu. Deci nu este un om. El este Dumnezeu. Și atunci satana va zice, bine, pe acel mesia vi-l dau eu acum. Și el va apare, el este o ființă extraterestră. El nu este pământean. Și se va prezenta ca fiind Hristos. Și cum să spui că el e satana când arată cum arată? Și când vorbește cum vorbește. Și, vor... și face ce face. Va, face. va vorbi ca Hristos și va face tot ce a făcut Hristos. Va produce vindecări, va face semne și minuni, va coborî foc din cer la comandă ca să-i convingă pe oameni. Tot ce e nevoie pe calea asta să-i convingă că el nu este un, un membru al familiei umane sau un simplu automat. El este o ființă extraterestră inteligentă care a venit să ajute planeta Pământ. În primul rând, ateii vor cădea la picioarele lui, pentru că vor avea dovada științifică acum că există extraterestri, apoi celelalte neamuri, omenirea întreagă va fi la picioarele lui, convinși că acesta este Hristos o mică grupare vor spune nu este asta Hristos. Bun. S-a făcut această demonstrație sub ochii lor și cei mai mulți au fost păcăliți. Asta este chestiunea. Iarăși cei mai mulți. Iarăși cei mai mulți. Pentru că asta este natura inimii umane care respinge oferta frumoasă și delicată a reprihănirii lui Hristos. Că sunt lăsați în minte, în voia minților blestemate, spune Scriptura, ca să creadă o minciună. Și, bun, cu așa ceva se încheie uh, istoria ultimei generații. După mii de ani, avem de a face cu această înviere generalizată, chemare din somnul acesta al primei morți a tuturor oamenilor de pe planeta Pământ. Vreau să punctez acum motivele pentru care Dumnezeu este sub obligația să-i cheme la viață pe acești oameni din nou. Guvernarea divină nu este o dictatură. În dictatură nu e nevoie să justifici nicio decizie. Dacă un dictator vrea să ia capul cuiva, îl ia fără nicio explicație cuiva. O dă dacă vrea, dar dacă nu vrea, nu o dă. Cum erau împărații pe vremea lui Israel, de exemplu. Împăratul avea drept de viață și de moarte asupra oricui. Dacă împăratul David spunea omorâți-l pe ăsta, îl omorau și nu trebuie să dea nicio explicație. Nu exista Curtea Europeană, Curtea Drepturilor Omului? Nu. Nimic. Nu. Într-o dictatură așa stau lucrurile. <coughs> nu trebuie să explici nimic. Ai luat o decizie, crezi că e înțeleaptă, ai un grup de oameni care te sprijină, ai poate o națiune care e în spatele tău, nu te întreabă nimeni de ce ai făcut-o. Ești dictator. E, oamenii crezând că Dumnezeu așa este, le este foarte greu să explice de ce face gestul ăsta incredibil. Pentru că dacă ar exista un raționament serios, Dumnezeu inviază pentru că îi recâștigă de partea Lui și vor fi salvați, atunci da, avem un motiv chiar venind din partea unei guvernări dictatoriale. Vrea să-i tragă înapoi de partea Lui pe rebeli. Dar așa ceva nu se întâmplă. Niciunul singur nu va trece de partea Lui Dumnezeu după mii de ani. Și atunci, de ce o face? Răspunsul este acesta. Guvernarea divină fiind una morală. Dumnezeu nu va putea permite ca cineva să cadă în moartea a doua, din care nu mai există întoarcere, fără ca el să știe și să semneze că ceea ce se întâmplă cu el nu este din vina lui Dumnezeu. Nu este datorită unei acțiuni a lui Dumnezeu împotriva lui, ci că această dispariție veșnică a lui vine din propriile decizii, din propria lui hotărâre de agent moral liber. Deci noi aici vorbim de oameni care poate în timpul vieții, primei vieți pe pământ, nici nu au știut că există Dumnezeu. Oameni care, chiar dacă au știut, l-au perceput greșit. Au înțeles după spusele altora. S au fost mințiți. Au fost mințiți. Cine este Dumnezeu? Noi vorbeam despre ultima generație care toată informația în față, dar ceilalți dinainte nu putem spune același lucru. Deci asta este unul din motivele pentru care Dumnezeu îi aduce la viață. Să-și poată lua decizia, decizia finală, cu toate dovezile în față. Și să recunoască faptul că nu este Dumnezeu de vină pentru ce li se întâmplă. Pentru că ar rămâne o pată pe obrazul guvernării divine în eternitate. Pentru că oamenii aceia nu mai pot fi aduși la viață. Odată ce au dispărut în moartea a doua, nu mai există înscrisuri despre ei și despre cine au fost ca să poată fi chemați la viață, au dispărut complet, iar pe obrazul guvernării divine rămâne veșnic pata că o persoană a murit convinsă că Dumnezeu i-a făcut ce a făcut și că Dumnezeu este de vină sau că nu a recunoscut că El este de vină în ceea ce îi se întâmplă. Dumnezeu nu va permite așa ceva. Și atunci îi cheamă din nou la viață, le derulează filmul întregii existențe a Marii Controverse, de la apariția vieții pe Pământ, și apoi concret și detaliat viața fiecăruia? Deci să punctăm că marea controversă nu se încheie la revenirea Domnului Hristos? Nu. Ea se încheie după mileniu. Absolut, absolut. Și ei trebuie să recunoască că în toată această perioadă scurtă pe care ei au trăit-o pe planeta Pământ, Cerul a făcut toate eforturile ca să le descopere adevărul despre. Ce se întâmplă pe planeta lor, ce e cu ei, la, la eterna întrebare cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm, că Dumnezeu a, le-a pus la îndemână toate detaliile despre cine sunt, de unde vin și unde se duc, ca ei să poată lua o decizie înțeleaptă, pentru că soluția de rezolvare a lui Dumnezeu este simplă și ușoară, și nu este grea și complicată, cum cred unii. Nu trebuie să facem, să dregem noi pentru ca să câștigăm favoarea divină. Nu. Nu. Este un simplu cadou pe care îl primim sau îl respingem. Dar cei mai mulți oameni l-au respins pentru că n-au știut ce este. N-au crezut că este un cadou și nici n-au știut de la cine vine. Și să înțelegem că celor care nu au avut informația necesară, li se oferă această ocazie după mii de ani? Absolut. Într-un fel. Într-un Într fel. Da. O să discutăm. Dar, deocamdată eram aici și vreau să mai continui puțin. Suntem încă în viața lor. În viața lor, Dumnezeu a făcut tot ce se putea face ca ei să aibă acces și, și o poartă deschisă spre înțelegere. Pentru că Duhul Sfânt a asistat pe fiecare om venind în lume. Nu a asistat niște elite, niște privilegiați. Oamenii mai pioși care uh, au strigat în fiecare dimineață și seară Doamne, Doamne, sunt copilul Tău, Te iubesc, uh, uh, dăm pâinea și uh, apa. Pe unii nu? care știa dinainte că ei vor asculta, vor fi... Da. Nu, nu, nu. După voia sa. Nu. Duhul Sfânt a asistat pe orice om venind în lume. A fost la dispoziția lui să-l învețe. Dar în momentul când a văzut că nu există interes sau uh, dispoziție de a învăța, s-a retras. Nu este cu ciocanul pe capul cuiva, primește-mă pe mine, primește-mă pe mine. Pentru că omenirea, fiecare membru al familiei umane, se naște într-un război între două guvernări opționale. Alegeți cui vreți să slujiți. Și cei mai mulți oameni au ales să slujească guvernarea pomului cunoștinței binelui și răului. Și Duhul să nu poate să stea ca un ciocan pe capul lor, să-i toace la cap și să-i bată la cap, primiți-mă pe mine. Nu, îi avertizează, le atrage atenția, le trimite un semnal pe diverse căi toată viața lor. Deci, din punctul meu de vedere, oamenii acestei planete sunt tratați cu maximă delicatețe, dar cu un permanent interes spre a fi ajutați. Nu există o delăsare din partea lui Dumnezeu. E, lasă-l în pace, sau nu vreau să mai aud de el. Nu, nu, nu. Permanent îngerii lui Dumnezeu sunt alături de oameni să-i ajute, să-i lumineze, să-i inspire, să, să le dea înțelepciune, să înțeleagă realitățile Și să-i pedepsească așa cum știe Dumnezeu să pedepsească. Ca... Care e diferit de ceea ce spune lumea despre pedeapsa astăzi. Categoric, categoric. Este un părinte care se ocupă de copiii lui. Exact. După această mie de ani, tot filmul acesta al lucrării Duhului Sfânt și a Îngerilor asupra fiecărui individ este proiectat în fața ochilor fiecăruia dintre ei. Și toți vor vedea care au fost pilonii de influență în lumea lui, cine a fost Satana și ce a reprezentat și prin ce oameni a lucrat, cine a fost Dumnezeu, cum a lucrat ca să-l convingă și el s-a opus, și toți vor obține. Pe baza dovezilor, acum, nu pe baza declarațiilor guvernamentale, pe baza dovezilor, vor obține asigurarea că cerul a făcut tot ce este posibil ca cineva să fie de partea lui Dumnezeu și salvat. Și că niciun om de pe pământ nu a fost sortit pieirii, ci mintea lor blestemată, înrobită de poftele lor și refuzându-l permanent și sistematic pe Dumnezeu i-a dus în situația să aleagă să nu fie de partea lui Dumnezeu. Bancă, în acest, acest ultim episod mai au și dovada vie sub ochi. Avem o dată pe omul Iisus Hristos, avem mireasa lui Hristos și avem pe cei dintre neamuri, gloata aceea pe care nu putea să o numere nimeni, care au fost răscumpărați, care au fost ridicați la cer odată cu venirea Domnului Hristos. Mm -hmm. Și eu cred că dacă ar vrea, ar putea să le pună întrebări să întrebe cum a fost o mie de ani sub regimul acesta care, despre care noi am crezut că e așa cum e. Se face această demonstrație și uh, cine vede scena de acolo uh, descrie situația așa că porțile cetății sfinte erau larg deschise. Deci locuitorii Pământului sunt adunați în jurul acestui loc special în care au coborât sfinții și uh, este reprezentată ca fiind o cetate cu porți Fizice. Exact, da. O cetate fizică. Da. Tocmai ca să descrie intențiile lui Dumnezeu în, în lecția pe care dorește să o ofere Universului, spectator și oamenilor. Că noi vorbeam de copii și cum să le vorbești. Exact. Așa, exact. Material. Porțile cetății sunt larg deschise. De ce sunt larg deschise? Dumnezeu vrea să spună: Nu există nicio barieră de a mea pentru ca voi să treceți din lumea morții în lumea vieții. Deci nu ca să-și bată joc de aici, să le arate, uitați-vă cam ce ați pierdut. Nu, sub nicio, sub nicio formă. formă nu? nu, Dumnezeu vrea să spună, din punctul meu de vedere, eu vă primești acum. Asta e incredibil. Oamenii spun, nu se poate așa ceva, nu, nu face Dumnezeu așa. De ce să nu facă? Dumnezeu face acum o demonstrație sub ochii întregului univers despre avertizarea pe care El a dat-o la început. În momentul când vă despărțiți de sursa vieții și mă goniți pe mine din inima voastră, voi singuri vă nimiciți și așa tare vă stricați creierul, că nici în fața celor mai zdrobitoare dovezi ale realității, voi nu mai puteți să alegeți binele. Acum, cât timp au trăit, oamenii au toate motivele. Au fost păcăliți, au fost mințiți, ni s-a prezentat adevărul distorsionat, n-am înțeles noi bine, unii n-au fost destul de capabili mental să înțeleagă, tot felul de scuze. Dar atunci, atunci nu mai există absolut nicio scuză toate sunt vizibile și la vedere. Hristos este la vedere, îngerii lui Dumnezeu sunt la vedere, îngerii lui Satana sunt la vedere. Se lucrează cu cărțile pe față, fără niciun fel de uh, operațiuni din umbră. Stresul meu până acum vreo ani era: Ce fac eu dacă atunci când se va închide harul înainte de căderea plăgilor, eu nu sunt găsit așa cum trebuie? Și studiind, chiar și cu ani înainte, am găsit în Cartea Apocalipsei, în capitolele cu plăgile, unde se spune la plaga 4 și a cincea, după ce cade nenorocirea peste locuitorii planetei, că ei nu s-au pocăit de faptele lor. Înțelegând că harul se închide înainte, m-am întrebat, păi, cum să se mai pocăiască, chiar dacă s-ar pocăi, nu mai există, există nicio șansă pentru ei. După ce am înțeles Oliangelul al treilea, mi-a căzut privirea peste pasajul pe care l-ați amintit. Porțile cetății sunt închise, deci până la momentul acela au fost deschise. Și mi-a luat ceva timp să înțeleg că harul poate fi închis din două părți. Din partea dătătorului, și o să mai explic, poate pare puțin... Din partea dătătorului și din partea beneficiarului. Uh, harul este închis, constatăm noi astăzi, numai din partea beneficiarului. Dătătorul harului niciodată nu va spune până aici, acum să mai vreți, nu se mai poate. Uh -huh. Și avem exemplul citatul acesta, după mii de ani, Dumnezeu le mai oferă o șansă locuitorilor planetei. Și aici nu aveam de a face cu oameni care au trăit în pioșenie toată viața și au avut o scăpare, o mică scăpare într-un punct. Și acum zice Domnul, ei, hai că o conectăm și pe aia și... Nu, avem de-a face cu criminali, cei mai nenorociți oameni de pe, de pe fața Pământului. De toate categoriile, de toate pregătirile și li se oferă această șansă din partea lui Dumnezeu. Eu n-aș folosi expresia asta, li se mai oferă o șansă. Că nu este o șansă reală. Expresia corectă, după părerea mea, ar fi Dumnezeu le spune, din punctul meu de vedere, nu e nicio barieră. Dacă voi acum vreți să veniți, eu vă primesc. Când spunem, uh, li se mai oferă o șansă, uh, asta înseamnă că... Cândva mă, a fost mă, oprită. Da, și, și că măcar unul din ei o vor accepta. Dar noi avem o situație aici că niciunul nu acceptă. Deci nu putem vorbi despre o, o altă șansă. Putem vorbi despre declarația explicită a lui Dumnezeu că faptul că voi sunteți dincolo de aceste ziduri nu mi se datorează mie. Și vă fac acum o demonstrație fără niciun fel de ambiguitate, că ce am spus eu este adevărat. Iată, porțile sunt deschise. Intrați pe ele. Vă rog, intrați pe ele. Cei de aici vă primesc cu bucurie. Un singur suflet nu pășește pe acele porți. Asta este uimitor. Noi ne întrebăm, nici măcar dintre adventiști, nu e nici măcar unul acolo care să zică, bun, acum, în sfârșit, am făcut o prostie în viață, am ales ce nu trebuie, dar am acum ocazia secolelor. Gata, Dumnezeu mă primește cu bucurie, fac pasul. Nu! Vor privi cu suspiciune, ură și dispreț tot ce se întâmplă dincolo de cele ziduri. Pentru că ei vor învia cu același prejudecăți, vor fi aduși la viață cu o minte nebună, despărțită de Dumnezeu, care exact. nu mai judecă rațional. Exact așa cum au încheiat viața sau cum au trecut la odihnă. Exact. Deci Dumnezeu se devădește în sfârșit că este dătătorul vieții un prieten și un iubit, iar ei îl văd ca pe un dușman, ca pe ceva periculos, pentru că propria lor minte le spune, pentru tine e rău ce se întâmplă dincolo de zidurile alea. Să nu te duci acolo. Și ei sunt sclavii acestei nebunii colective a unei minți despărțite de Dumnezeu. După expresia, au fost lăsați în voia minților blestemate să creadă o minciună. E, acum vine realitatea, și mintea lor blestemată nu mai reușește să facă pasul. Asta este tragedia despre care Dumnezeu a avertizat de la început. Copiii mei, nu faceți acest pas nebunesc. Nu vă despărțiți de mine, că nu știți unde vă duce mintea voastră. Voi nu sunteți sfinți, așa cum v-a spus Satana, și nu puteți greși. Voi sunteți sfinți și nu puteți greși doar datorită sistemului de operare care este în voi. Când goniți acel sistem de operare, s-a terminat cu sfințenia voastră. Ellen White are o definiție pentru sigilare, spune că este o rădăcinare în adevăr, încât să nu poți fi clintit. Cred că și reversul era la fel de valabil. Exact. Pentru cei care vor fi sigilați de partea cealaltă, va fi o rădăcinare în nelegiuire și în minciună, încât oamenii aceia nu mai pot fi clintiți. Exact. Și exact asta se întâmplă. Exact. Și în fața acestei dovezi zdrobitoare de acum, vizibilă și cu toate detaliile și cu cele nevăzute. Că noi suntem astăzi prinși în interacțiuni umane în care nu înțelegem toate implicațiile. Da, ni se spune ceva, vine cu tare și ne învață ceva și noi nu vrem, vine cineva, ne dă o carte și noi o aruncăm sub pat, dar noi nu cu toate implicațiile. Ce a fost în inima celuilalt? Cine l-a impresionat să facă asta? De ce? Care au fost trăirile lui în acel moment? Asta nu se știu. Atunci totul va fi la, la vedere. Va fi o, o peliculă care se derulează cu toate detaliile văzute și nevăzute și ale minții umane ascunse. Și întreaga omenire va fi convinsă 100% și vor semna prin declarația vredic ești tu de, de slavă, drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Tu ți-ai făcut datoria să ne avertizezi, să ne spui. Cine face această declarație? Păcătoșii. Toți? Absolut, toți în frunte cu satana. Oameni, îngeri și, luni, și satană. Demoni. Exact. Deci dacă unul din ei nu recunoaște că lucrul ăsta este adevărat, că Dumnezeu a făcut tot ce se putea face și că pieirea lui se datorează lui personal, din toate punctele de vedere, Dumnezeu nu poate permite trecerea lui în moartea a doua. Și se lungește la infinit istoria. Dar dovezile vor fi atât de copleșitoare, și oamenii vor fi convinși aducându le în față de câte ori au spus ei: Nu vreau să am de face cu așa ceva, nu cred în treaba asta. Este o prostie, oferta lui Dumnezeu sau existența lui Dumnezeu. Pentru unii, astăzi, existența lui Dumnezeu este o, o noțiune care ține de uh, mintea înfundată a unor oameni needucați. Sub puternica convingere a faptului că lucrurile stau așa și uh, cum este acum, totul se întâmplă public. Adică nu este o chestiune între mine și Dumnezeu? Ca eu să pot spune față de ceilalți, nu e adevărat, nu stau lucrurile așa. Nu, nu, acum este ca la tribunal, cu toată lumea de față, cu martor, cu judecător, cu procuror, cu avocați și să aduc dovezile, la care nimeni nu mai poate spune nimic. E, așa va fi atunci. Și toți vor semna că ei sunt de vină pentru dispariția aceasta a lor și că responsabilitatea nu cade pe umerii guvernării divine. Nu este o pedeapsă pentru nesupunere venită din partea unui dictator. Acum, un lucru interesant la care nu ne-am gândit foarte des. De ce nu poate Dumnezeu pur și simplu să-i lase să moară în moartea a doua și așa și-au trăit viața ca niște nebuni în fața lumilor necăzute nu e nicio problemă că lumile acelea au văzut ce s-a întâmplat pe în planeta Pământ. N-au avut ochelari de cal ca noi aici. Pur și simplu să-i lasem pace. Eu spun că nu se poate. Eu spun că nu se poate. Dacă Dumnezeu i-ar lăsa să treacă din somn în moartea a doua, fără înviere, fără această înviere, clarificare și semnătură, eu spun că este o imposibilitate. Nu, că, nu vre că vrea sau nu vrea Dumnezeu așa. Este o imposibilitate. Noi toți suntem o parte a acestui. Univers. Noi, noi toți suntem săpați pe palmele cuiva, să zicem așa, asta e o expresie poetică, da? Ce înseamnă? Toate datele despre tine, toată viața ta, toate detaliile ființei tale, personalitatea ta, voința ta, caracterul tău, tot ce ține de tine, sunt înscrise în memoria biologică a lui Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să, să poată să facă lucrul ăsta, ar trebui o negare a principiilor dreptății din Univers cum nu s-a văzut. Adică, Dumnezeu, într-un mod cât se poate de concret, să-i trimite El însuși la moarte pe aceștia. El să-i scoată din memoria biologică a, a trupului său și să-i arunce în, în marea uitării. Ori asta este un gest de ucidere. Persoana respectivă dormea, și în timp ce dormea tu, el lua viața. Imaginezi acum între noi, da? Eu dorm. Nu știu, sunt relaxat în patul meu, tu vii cu un cuțit și mă omori în somn. Păi în zadar cei șase mii de ani de demonstrație, sau pe care, în care Dumnezeu a încercat să demonstreze că satana nu are dreptate, când de fapt, la sfârșit, tocmai asta se demonstrează. Exact. Pe declarația lui de la început, mm -hmm. că Dumnezeu e un ucigaș, un tiran, se adeverește acum, la sfârșit, după șapte mii de ani. Exact. Și Dumnezeu face treaba asta în timp ce uh, copiii lui dorm, da? sunt în somnul acela uh, de, de după viață, el fără ca ei să știe, fără ca ei să fie treci, fără ca ei să, să vadă ce se întâmplă, el îi omoară. Aproape că e mai grav decât dacă i-ai luat viața în timpul vieții. Absolut, Bun. e mult mai grav. E mult mai grav. E mult, mult mai grav și mai mai rușinos și mai obraznic. Nici măcar oamenii care se duelau în trecut, ții minte? N-aveau voie pe la spate să se... Era o, o, o regulă a obrazului. Trebuia bătălia să fie cinstită, fața față, față. Ca, să te privesc în ochi, să mă privești în ochi și atunci să vă demonstrăm că suntem bărbați. Dar tu, în timp ce eu dorm, tu mă omori? Asta s-ar întâmpla dacă Dumnezeu nu i-ar chema la viață pe aceștia. Și atunci el nu permite ca din, a, din somn să se treacă direct în moartea a doua din cauza acestui lucru. Și atunci, de ce are el nevoie ca să se întâmple acest lucru și să se clarifice lucrurile. Pentru că prin această semnătură ei au spus te rugăm frumos, șterge-ne din memoria biologică a trupului tău. Noi cerem asta. Nu o faci tu peste voința noastră. Ne-ai prins într-un moment prost și acționezi. Exact. Da, și ne-ai strâns de gât. Nu, nu, nu. Noi recunoaștem că nu avem ce să căutăm în lumea frumoasă a împărăției tale. Noi singuri ne-am dinamitat opțiunile și viața veșnică prin aceste decizii pe care le-am luat. Dovada este clară și în fața tuturor. În acest moment este semnătura noastră că vrem să fim scoși de acolo. Te rugăm, Tată, scoate-ne de acolo. Și lucrul acesta se face nu doar în prezența locuitorilor planetei Pământ avem din afirmațiile Scripturii și al Spiritului Profetic că tot Universul e prezent acolo. Exact. Și tocmai aceasta e, cred că, motivul pentru care ni se spune că în veșnicii marea... istoria păcatului nu se va mai repeta. Exact. Exact. Va fi o, așa o tragedie incredibilă care va mișca până în străfunduri pe toți spectatorii acelei, acelei scene. Copiii lui Dumnezeu să ceară cu gura lor, șterge-ne din cartea vieții. Nu vrem să nu vrem să mai trăim. Este normal și corect din partea ta să ne lași să plecăm departe de fața ta. Și asta este o rupere și o sfârșire extraordinar de dureroasă, și din partea lui Dumnezeu, și din partea îngerilor care i-au însoțit toată viața lor pe acești oameni și de care s-au legat și pe care i-au iubit. Este o sfârșire fenomenală. Și din partea celor salvați și care își văd rudele, că nu, nu se mai poate face nimic pentru ei. Exact. Și atunci, în acel moment, când toți recunosc că guvernarea divină nu are absolut nicio vină în dispariția lor veșnică, este sănătos și corect să fie lăsați să se desparte de Dumnezeu. Până în acel moment, satana și îngerii lui n-au făcut această declarație semnată. Ei n-au recunoscut că ce li se întâmplă este din cauza lor. Și în acest moment ei continuă să strige ce au strigat din cer. Din cauza ta, nu mai suntem noi în cer, din cauza ta am fost noi goniți, din cauza ta, nu mai suntem noi cu prietenii noștri, îngeri, în, pri, în, în mijlocul cărora am trăit și ne-am simțit bine, din cauza ta că ești un tiran, că ne-ai ne tratat nedrept, toate acuzațiile împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este permanent blamat și înjurat de Satana și îngerii lui. În acel moment, chiar Satana semnează declarația: Guvernarea Divină nu este de vină în ceea ce mi se întâmplă mie. El inițiatorul. Absolut. Absolut. Și toți cei care l-au urmat, pentru că în fața dovezilor copleșitoare care li se pun în față, amuțesc. Asta se întâmplă. Și uh, Dumnezeu spune: Vă mulțumesc. În regulă acum, am încheiat uh, discuțiile, totul este foarte clar. Uh, porțile a cetății sfinte se închid, spune viziunea. Și oamenii se reped asupra inițiatorului și, și marelui înșelător să-l să nimicească cu desăvârșire. Ți minte ce spune și Isaia și Ezechiel? Că pieirea lui Satanei se va trage din mâna oamenilor. Deci ei se încaieră cu armele pe care le-au făcut, care nu vor fi cele pe care le știm noi acum. Vor fi arme scornite de minți îngerești. Ca să poată nimici îngeri. Ca să poată nimici pe colegii lor care urmează să vină pe planeta Pământ. De aia au făcut, practic. Să se apere de o invazie extraterestră. Asta le spune el oamenilor din acea perioadă care sunt în viață de Dumnezeu. Vedeți că suntem se pregătește o invazie extraterestră împotriva noastră și a, uite care sunt armele pe care trebuie să le facem. Și evident că e nevoie de timp și până la producerea armelor respective și așa mai departe. Deci. Durează un timp acolo. Și cu siguranță, și în acest ultim episod, viața va bate filmul în cel mai profund Absolut. sens al cuvântului. Dacă astăzi vedem că în filme sunt arme de un fel sau de altul care sunt pregătite să atace lumile extraterestre, aia va fi. Astea sunt jucării pe lângă ce, ce va pregăti Satana în realitate. Exact. Și folosirea acelor arme nu numai că uh, duce la distrugerea generalizată a întregii mase de oameni, dar transformă planeta Pământ într-un lac de foc. Da? Deci, acolo nu avem de-a face decât cu lavă topită, pe toată suprafața planetei. Iar uh, sfinții stau acolo fără să fie atinși măcar de uh, nebunile care se petrec, martor oculari la modul în care foștilor, prieteni, tovarăși, colegi și-au sfârșit existența alegând să treacă de partea rebeliunii lui Satana aceasta îi va așeza într-o poziție în care, în decursul veșniciei, vor asigura guvernarea divină că nu se va mai întâmpla o despărțire masivă de, de realitatea asta a neprihănirii sub nicio formă. De aceea sunt numiți terebința ai neprihănirii. Sunt uh, copacii aceia care plantează sau însămânțează guvernarea divină cu o rasă de oameni care nu vor mai permite sub nicio formă o ridicare împotriva Lui Dumnezeu de acest mod, pe principiul acesta. Ați avut odată demonstrație, ați văzut ce s-a întâmplat, cine dorește, totuși, că nu vor fi oameni roboți acolo, vor fi ființe libere. Dacă o persoană va cere deconectarea de la sursa vieții, să-i se acorde imediat, fără niciun fel de demonstrație. Dar cu suportarea consecințelor imediate. Instantaneu. Nu ce s-a întâmplat cu Lucifer la început. Sub nicio formă și satana trebuia să piară așa. Dar Dumnezeu nu avea de la el declarația mi s-a întâmplat din cauza mea. Și universul nu știa. De aia nu să suntem. specific că tot universul le prezent acolo. Dacă în decursul veșniciei vreo creatură va vrea să-și ia decizia aceasta, nu vei mai avea o perioadă în care să... Exact. Așa cum trebuia să fie de la început. Așa trebuie să fie. Dacă satana nu însămânța universul cu minciunile lui că Dumnezeu îl nimicește și îl omoară, el spunea dacă o să lipsesc, o să vedeți că Dumnezeu m-a omorât. Și întregul univers a crezut minciunea asta. Chiar lumile necăzute au intrat în mare tulburare. Ce se întâmplă? Cine... ce se, în ce univers suntem noi? Cu ce fiară teribilă avem de -a face? Și au... a locuit în noi până acum. Păi da, păi da. Și a treia parte din îngeri au cerut deconectare. Asta nu sunt lucruri simple și ușoare. Și la ce nivel vorbim? Exact. Acești oameni care vor participa la acel eveniment se vor asigura că pe întregul teritoriu acesta infinit al Universului Lui Dumnezeu nu se va mai ridica o altă mișcare de acest gen care să pună în pericol și în tulburare ființele pentru că se va vedea că această cerință nu aduce nimic bun, nu a îmbunătățit cu nimic guvernarea divină, ba din contră, a adus la nenorocirea veșnică a miliarde de ființe. Deci opoziția va dispărea pentru totdeauna, nu de frica conducerii, ci din dragoste pentru ea și datorită înțelegerii caracterului celui pe care au să-l aleagă drept conducător sau să-l numeze drept conducător al lor. Acest experiment a fost posibil datorită un sacrificiu imens pe care Dumnezeu l-a făcut prin moartea pe care a suferit-o și a acceptat-o ca aceștia să fie încă ținuți în viață până când se face marea demonstrație. Odată cu apariția păcatului în univers. Exact. Și aceasta ne dă și nouă bucuria și și speranța că ne vom petrece veșnicia în mijlocul unei familii iubitoare care respectă persoanele a unui creator pe spatele căruia vom trăi veșnic în de plină armonie și fericire, fără niciun fel de impunere, sarcină sau datorie de servici pe cap, cum se întâmplă în lumea noastră și despre care nu prea ai vrea să auzi. Nu, acolo toți cu mare bucurie vor participa la dezvoltarea Universului, a unor noi civilizații, a unor noi lumi, în perfectă armonie, respect reciproc și dragoste unul față de altul. Nimeni nu va mai suspiciona pe celălalt a ah, ce a zis, ce a gândit, ce a vrut de la mine. Și nu va pune interesul lui mai presus de interesul celorlalți. Exact. Fiecare va lucra pentru binele celorlalți. Și asta începând de sus în jos, nu de jos în sus. Exact. În fruntea acestei echipe va fi un serv Al servizio.